Serios, se răsucește Ceaușescu în mormânt. Foarte bine pentru noi, că înseamnă că nu-i mor destul. Vă dați seama ce chin e ăsta? Se răsucește mormânt. Acum, sigur, vorbind la metaforic, pentru că în realitate sigur că nu este posibil. Dar nu avem nevoie de proști din ăștia, asta vreau să spun. De oameni de ăștia încuiați, care într-adevăr n-au nicio cultură. Astăzi, în ziua de astăzi, e adevărat că nu mai e ca pe vremuri, când ți era rușine că n-ai cultură generală. Astăzi toți proștii sunt în aceeași situație. Dar măcar nu veniți și dați astfel de exemple. A, istoria neamului românesc e minimă în comparație cu ce s-a întâmplat pe planetă și cu câte zvârcolire ar fi. Spun eu că dacă toți ar fi răsucit în mormânt ăștia care chiar aveau dreptul să o facă, păi nu mai erau morminte astăzi, bă. Nu mai erau cimitire. Nu mai era pământ. Da? Era o explozie vulcanică dintre asta permanentă. Lăsați-mă cu Mihai Viteazu, că eu nu sunt la genunchiul broaștei cum sunteți dumneavoastră. Bun, asta am vrut să spun, ca să vedeți cât de proști sunt unii și au impresia că se pricep la ceva. Dar vedeți finalul? Deci după ce îi amintește pe ăștia și termină cu Neanicu, că nu-i mai venea un altul, n-a auzit de Matei Basarab, n-a auzit de Brâncoveanu, ăștia erau mai puțin mediatizați, așa? Și atunci ajunge la întrebarea. Mă așteptam să înceapă cu asta, nu să termine cu ea. Oare se poate căsători omul cu o capră? Da, se poate. Am și văzut că au fost câteva cazuri, le-am și prezentat în emisiune. La, nu vă impun să țineți minte tot ce am vorbit aici. Dar a fost unul care s-a căsătorit cu o capră. Da, se poate întâmpla. Și care e problema? Adică, credeți că degenerații planetei sunt așa de puțini încât trebuie să-i arătăm pe dege, cu degetul pe ăștia care se însoară cu o capră? Sau se mărită cu o capră, depinde cum e termenul. Eu zic că nu sunt atât de puțini. Avem și noi, în fruntea țării, o grămadă de degenerați pe care nu-i arată nimeni cu degetul. În situații mai grele decât astea, că până la urmă e problema lui, nu mă însor eu cu capra. Da? Și nu se însoară neamul românesc, se însoară ăla. O bucată de om, e problema lui. Am ce vrei, să iau pe toți nebunii și să-i controlez pe stradă? Nu se poate asta. Nebuni sunt în Parlamentul României. Nebunii mai nou se duc în Franța și în Belgia, în capitalele europene, și le povestesc călora cum trebuie să-și țină ciocul. Da? Că ei vin dintr-o țară liberă, dintr-o țară profund europeană. V-a zis Liviu Dragnea. Partidul Social Democrat este un partid profund de european, dumnezeiesc de european, dar atâta doar că nu respectă nimic din ce înseamnă Europa. În rest, absolut european. În fine, nouă oamenilor ne place să credem că suntem cei mai evoluați din regnul, puncte de suspensie, din viața asta, de pe lumea asta. Ne place să credem că suntem cei mai grozavi. Dar iertați-mă, așa ar trebui să fie, pentru că suntem construiți, zidiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu nu ne-a lăsat cu apucături de alt gen. De unde știi tu? Dimpotrivă. Dimpotrivă, nu avem de unde să știm asta. Ce știm este că tocmai a lăsat Dumnezeu oamenii așa. Că altfel n-ar fi atâția pe planetă. De unde ați scos-o asta? Și încă o dată, această legătură, această homosexualitate exista din antichitate, cele mai vechi timpuri, nu? Astăzi o vedem aproape în toate filmele. Sigur, ele sunt făcute așa ca să dea bine politic. Dar exista. Nu se pupau pe gură între ei în Senatul Roman? Cum să nu? Deci nu era nicio problemă. De cum n-a lăsat Dumnezeu? Păi dar ei au construit lumea. Le-au fi dat indicații Dumnezeu, dar după aia romanii au făcut-o. Da? Noi avem drumuri făcute de romani în țară încă. Da? Poduri făcute de ei. Ei au făcut, au desenat toate astea. Noi suntem urmașii lor. Ei erau homosexuali. Păi cum puteți să veniți să spuneți? Nu toți, bineînțeles. Ăia care erau. Nu se vină un cretin acum să-mi spună mie la spartul târgului. Nu, 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 nu existau. Homosexualitatea a apărut în secolul 20. Când, mă, în secolul 20? Odată cu comunismul sau când? Bineînțeles că nu. Cu ce a apărut? Cu Marx, cu Lenin? Cu cine a apărut homosexualitatea? Păi credeți că ea ar fi îngăduit așa ceva? Dimpotrivă. Deci n-a apărut cu ei, nu? Prostia asta nu poate fi spusă, sper. N-ați văzut în documentele alea că și, apropo de secolul 20, și în cel de-al doilea război mondial, în plin front, se întâmplau astfel de fapte? Adică cum? Deci n-a existat epocă importantă a existenței umane fără așa ceva. Nu spun că asta este o componentă cu care ne ducem viața de când ne știm.
N-am auzit să fi fost vreodată altfel. Și încoate este fiecare cu drumul lui, fiecare cu destinul lui. Pe mine asta m-a intrigat de la început, în toată problema asta. Cum de unii, da, încearcă să le modifice altora cursul vieții? Cu ce drept? Asta nu se poate face prin ordonanță de urgență sau prin referendum. Nu poți. Mie mai mi-e frică, nu de ce spune Marco Bello. Mi-e frică de asta, am spus. Să nu-l dai pe ăla afară că se uită urât. Să nu-l dai pe ăla afară că n-are o mână. Să nu-l dai pe ăla afară că n-are un picior. Da, că n-are un ochi. Asta mie, nu că drapelul și identitatea maghiară. Da, mie că vom ajunge la situații de tipul ăsta. Da, aia era bună cu avortul. Aia cu avortul, iar adusă pe tapet, tot așa. A, aceeași discuție cu pochii, că eram avut toată atâta timp. Ăla m-am crezut că am scăpat de ea. Da? Bineînțeles, era o profundă ilegalitate asta să nu lași femeia să decidă. Dă-o încolo, atâta avea și ea dreptul ei. Acolo era fiecare cu conștiința ei, nimeni nu se putea băga. Nu puteai să-i dea o lege, să n-ai voie, sau ai voie. Fiecare făcea exact așa cum credea. Și trebuia încurajat această libertate, pentru că altfel, din potrivă, creai crispare și tensiune în mediul respectiv și bă, n-avea nimeni de câștigat din asta. Femeile ar fi zis, bă, pe condiția asta nu mai risc. Mai bine nu mai am copii. Nu mă lasă ăștia să fac așa, la revedere. Și nu era de bine deloc. De asta, tocmai, până la urmă s-a luat o măsură. Lăsați-mă cu ce era pe timp. Poate n-ați citit bine cum era. Dar de unde știți voi, mă, cum era? N-a lăsat Dumnezeu. Că ați citit niște cărți, da? De acolo știți. Păi sunteți sigur că le-ați citit bine? La cât vă văd de încuiați, dar și de lipsiți de modernismul ăsta, eu cred că nu le-ați înțeles ca lumea. Nu toți veniți în secolul 21 să-mi spuneți de Biblie. Că Biblia este cum o citește fiecare. Acum nu înseamnă că dacă a descoperit unul și un text acolo, l-a înțeles el nu știu cum, se întoarce și ne toacă cu asta nu știu câți ani sau câte sute de ani. Așa era și cu prezicerile lui Nostradamus. S-au tot epurat alea, da, de fiecare dată se spune altceva. Ajungeau alții, altceva aflam. Asta mă, tată, fiecare să o citească exact așa ca pe un hobby și la revedere. Asta nu ne poate ghida nouă pașii în momentul de față. Ar fi absurd să se întâmple așa ceva. Fiecare, în orice caz, are părerea lui. Astăzi nu mai putem avea toți aceeași părere. Și atunci trebuie să mergem înainte. Și că două zile până la referendumul pentru familie, pe internet, deci cu două zile cum ar veni înainte, au apărut tot felul de filmulețe, de argumente, de indicații. Pe pagina de Facebook a Trinitas TV, de exemplu, un material controversat a fost publicat cu imagini de la Revoluția din 1989, în timp ce pe fundal se aude vocea lui Neanicu, de pentru asta merita. Ce aia cu așezați-vă liniștiți sau ce? Aia e. Dacă e aia, atunci nu. Orice altceva să fi zis Neanicu, numai nu aia. În fine, dar cica asta e. Ar încerca să-i liniștească pe oameni, cum după cum știm, și atunci le-a și promis suta aia de lei. În fine, secvențele dure sunt însoțite de mesajul: ei nu au rămas acasă pentru ca tu să poți vota astăzi. Da, sună frumos, știm, dar cu minciuna asta, din păcate, trăim de 28-29 de ani. Dom'le, nici nu știu dacă era bine sau dacă era rău. Astăzi e greu să spui da sau nu la așa ceva. A fost bine că am ieșit sau rău? De ce spun rău? Sau de ce am îndoială asta? Pentru că oricum îi sunase ceasul lui Neanicu. Până la urmă a fost o baie de sânge, a fost într-adevăr un moment cutremurător, zdruncinător, probabil cel mai crunt din istoria modernă a României. Pentru ce? Dincolo de efervescența momentului ăla, până la urmă noi ne-am întors tot în haos, a fost un haos cumplit, măcar până în 1992, la sfârșitul anului, deci haos categoric, așa, după care un pic s-a mai mișcat țara și a urmat anii aia criminali până în 2000, înfiorători. Da? Pe care din anii 2000, hai să zicem, au mai pus aia un pic japca pe noi în Europa și cât de cât s-a mai redresat un pic România, în sensul ăsta primar al cuvântului, că totuși nu mai suntem chiar în stradă acum, ca națiune, cu NATO, cu UE, cu nu știu ce. Da, bun, pentru cei mai mulți dintre cetățeni, astea sunt tot așa niște etichete, e adevărat. Îi interesează pe ăla, pe Mărciulie din Botoșani, că România e NATO. Evident, nici nu știe ce înseamnă aia. Dar ca națiune, totuși nu mai suntem în haosul ăla. Eu zic că dacă se stătea în casă, iar dacă, sigur, era înfiorător,
s-ar fi ajuns aproape la același conținut. Pentru că cum ar fi fost România altfel? Neanicu oricum nu mai putea să o ducă, ar fi fost singurul. Cât mai trăia Ceaușescu? Îl liniștea la un moment dat cineva, da? În mod categoric. Lucrurile astea nu se puteau termina în România, mai ales că după aia a căzut și Zhivkov în Bulgaria. Deci n-a rămas nimeni. De la Berlin până la noi, n-a rămas absolut nimeni. Deci chiar nu cred că s-ar mai fi putut întâmpla ceva. Și atunci poate că era mai bine să stea lumea în casă. Au murit totuși la Revoluție peste 1.000 de oameni. Da? Deci nu este chiar așa de ușor de spus astăzi da sau nu, bine că am ieșit. Bine atunci, pentru momentul ăla, că într-adevăr am avut eliberarea fantastică, dar după că vezi bilanțul anilor care au venit, și sunt convins că și familiile celor care s-au dus atunci, care în continuare rumegă istoria acelor momente, cum rumegi un gol încasat în minutul 94. O viață întreagă îți amintești de el, dar într-o situație, sigur, net inferioară, ălea de a-ți pierde un apropiat. Deci rumegă situația aia de atunci, fără să aibă nicio explicație cu ce i-a ajutat România după pe ei. Mă gândesc că cu foarte puțin. Deci nu cred că ar fi de acord astăzi gândindu-se la ce păcăleală aveau de suferit ulterior. Bun, câteva zeci de persoane, în frunte cu mulți preoți și călugări, au ieșit pe străzile din Drăgănești, Olt, pentru a-și arăta sprijinul pentru referendumul, pentru redefinirea Constituției în sensul familiei tradiționale. Mitinguri, literalmente, marșuri prin oraș care să-i convingă pe oameni. Așa e, da. Încă o dată vă spun, s-a întâmplat la Drăgănești, Olt, totuși. Ăsta o fi probabil ultimul focar de rezistență al evului mediu în această țară. Da? Să duc băieții acolo, și meritat pe undeva. Drăgănești, Olt, hai să fim serioși. Da? Chiar că nu deranjează pe nimeni. E bine că preoțimea se adună acolo. Drama era să-i vedem mărșăluind pe calea Victoriei. Să-l deranjeze pe Răzvan, în scris. Da? Să-i ia trotoarele, să-i încurce pe bicicliști, să spargă niște vitrine de astea de lux aici, să-i deranjeze pe ăștia care fac selfie-uri cu hotelurile în zona noastră. Da, aia era mai grav. La Drăgănești Olt să admite. L-am văzut acum într-un reportaj pe un american pe malurile Nilului, undeva între Egipt și Sudan. Stătea liniștit să uita la fluviu, 700 de kilometri ne spunea că nu se schimbă peisajul cu nimic. Erau numai mlaștini, mangrove, chestii de genul ăsta. Stătea liniștit, la un moment dat au început să tragă unii. Bă, și că nu s-au mai oprit, s-a băgat ăsta repede pe undeva, pe sub niște paie. Pe aia când a scăpat, a revenit și a zis și că 2 zile la rând au fost numai împușcături. Atât a durat până s-au terminat alea. Păi nici la Revoluție la noi nu s-a tras non-stop 2 zile. Da? Să mai opreau la noi. Păi aveau gloanțe pentru o veșnicie acolo. Deci atenția asta cu trecerea timpului, că e complicată. Bun, revenim după o pauză de publicitate. Nici n-am apucat să o scoatem din țiplă. Este caldă încă. Familia care ne dezbină în editorialul acesta, Nicolae Rațiu, investitor de suflet, pe ultima pagină, e un supliment, ceva top 100 român de pretutindeni. Nicolae Rațiu, nu Ion Rațiu. Mergeți la vot sâmbătă sau duminică pentru referendumul care redefinește căsătoria ca fiind între un bărbat și o femeie. Se întâmplă în secolul 21, în 15 județe din România, mii de copii din școli și grădinițe s-au umplut de păduchi. E adevărat, asta nu e o chestiune de referendum. Industriașul stat sau satului românesc în faliment. Iată, în partea de jos, croitorul Neanicu. Iată, în istoriile lui Alex Ștefănescu. Da, în click vedem adevărul despre arestarea Elenei Udrea. Fotografii în exclusivitate. Blonda a fost încătușată când plimba copilul. Iată, ni se spune. Nu sunt niște imagini așa de clare acolo. Văd într-adevăr un cărucior. Se vede Elena Udrea, cine știe totuși de când e. Acesta ar fi Adrian Alexandrov, Elena Udrea. Acesta este căruciorul Evei Maria. Strada pare destul de aglomerată și Elena Udrea undeva săltată ulterior de
oamenii noștri. Marea șansă pe care a ratat-o LGBT în editorialul lui Banchiș, procuror șef goi la sauna SPP în Național. Ce ne așteaptă dacă îi stăm în gât Europei? În fine, să vedem ce ne așteaptă dacă îi stăm în gât Europei. În Libertatea nu se mai face nimic. Pe prima pagină sunt doar niște credite. Mai avem Jurnalul Național. 25 de ani. Prima victorie gay din justiția română anulată de un da, spune Jurnalul Național. Nu sunt foarte multe ziare de asta. Am ajuns repede la fundul sacului. A mai fi Ziarul Financiar. Ăștia vorbesc totuși despre piața valutară. E un pic altceva. Bun. Pe mâine, mâine cu Dan Bâra vreau să spun, dar nu, Dan Bâra vine imediat. Îl așteptăm, că totuși e joi, într-adevăr, nu, e de Dan Bâra. Deci după pauză cu Dan Bâra și apoi ne retragem până duminică seara. Revenim.